în al preasfinția voastră, preasfințile voastre, domnule ministru secretar de stat, reverendisime monseniore, cucernici părinți și iubiți credincioși. Am ascultat Evanghelia întâlnirii Domnului înviat cu Maria Magdalena, tulburată de aflarea mormântului gol al lui Iisus, Magdalena caută trupul neînsuflețit al Domnului. Este concentrată pe dezastrul sfârșitului, nedându-și seama că ar fi fost suficient să-și întoarcă puțin capul ca să-l zărească în spatele său pe cel înviat. Evanghelia zilei ne pune în gardă pentru a nu ne bloca niciodată pe ravagiile pe care le face răul. Concentrați pe rău, nu ne mai rămâne decât certitudinea eșecurilor noastre. Omul de azi, pentru a trăi sau a muri ca martir, nu mai are nevoie de persecutori sau de călăi. Îi e de ajuns să-i fie martor lui Dumnezeu împotriva deznădejdii și a golului pe care îl poartă în inimă, spunea un scriitor creștin. Într-adevăr, dacă luăm în seamă doar situațiile a căror optimism sau pesimism sunt clare, s-ar putea să pierdem din vedere lucrurile mici, la fel ca Magdalena, lucruri mici care ascund șansa hotărătoare a recunoașterii lui Dumnezeu în viața noastră. Al doilea pas pe care Evanghelia ne invită să-l facem în această seară este că nimic, nici măcar satisfacțiile izvorâte din certitudini sau calcule lumești, nu poate fi comparat cu bucuria întâlnirii cu Iisus înviat. Învierea lui Hristos nu e comparabilă regăsirii unui lucru pierdut și nu este nici o resuscitare medicală. Suntem în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină. Când evocăm unitatea noastră, visăm, din păcate, la redobândirea unor lucruri pierdute, ca celălalt să fie gata să renunțe la ceea ce îl definește religios prin istoria sau cultura sa. Această condiționare în care ne-am născut sau cu care am crescut pare adesea mai puternică decât orice credință. Ori a ieși din aceste piedici, a le depăși, e mai curând un rezultat al schimbărilor istorice decât al bunăvoinței personale. Iubiți credincioși, bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat nu ține așadar de arta persuasiunii. Simțurile interioare la care face apel Hristos în momentul întâlnirii cu Maria Magdalena, care încearcă să-l rețină sau în alte traduceri să-l atingă, aceste simțuri interioare ne fac posibilă întâlnirea cu El și astăzi, în mod real, în mod profund, prin credință, dând spațiu sufletesc întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea Evanghelia ne mai descoperă și un al treilea pas, și anume că învierea nu este o revanșă. După nereușite repetate, riscăm să ne considerăm victoria întârziată ca replică pentru adversari. Chiar dacă în succes s-ar putea ascunde sfidare față de cei care ne-au încurcat cărările vieții, Hristos nu învie pentru a da cutifla celor care l-au dat spre moarte. Apoi un alt lucru pe care Evanghelia de astăzi ne-l propune, și anume adevărul rostirii numelui nostru din partea lui Dumnezeu. Rostindu-l ne invită să întoarcem capul ca să-l descoperim alături de noi. Interesant că la judecata de la urmă va căuta în viața noastră tocmai prezența acestui gest. Gest mai degrabă interior, a întoarce capul față de seminii noștri,
față de lucrurile mici, dar care pot schimba, după cum știm, cursul existenței. Întorcându-ne capul spre semeni, împlinim ceva prețios pe care Dumnezeu se bucură să-l afle în fața și în viața noastră. Acest bine e atât de important încât Fiul lui Dumnezeu ne spune că cel care îl practică va avea privilegiul de a nu veni la judecată. Iubiți credincioși, învierea Domnului nu este o palmă peste fața celor morți sufletește. Este lovitura pe care Hristos o dă prin moartea sa morții. Am putea spune că e o formidabilă transfigurare a sfâșierii pe care moartea o presupune, atât de aproape. Hristos cel înviat de azi este cel răstignit de-al altăieri. Recunoscând valoarea crucii de pe umerii noștri, vom putea contempla măreția învierii fără să rămânem prinși sub povara eșecului. Merită, deci, să întoarcem puțin capul. Vom fi cu siguranță mai săraci în orgolii, în vanitate, în calcule lumești, dar calea dreaptă ne va fi cu siguranță mai la îndemână. Și dacă învățăm de pe acum cât de aproape poate fi de noi Hristos cel înviat, în ceasurile cumpănei, vom trece cu siguranță din moarte la viață alături de El.